Evenimentul reprezintă o activitate din cadrul proiectului educațional Descoperim Sălajul și Patrimoniul Mondial UNESCO și a fost prilejuit și de aniversarea 40 de ani de la semnarea Convenției privind Patrimoniul Mondial. Organizatorii evenimentului au fost Colegiul Tehnic Alexandru Papil Arian Zalău, în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, moderatorul acestei mese rotunde fiind Ileana Petrean Păușan. În ceea ce privește patrimoniul cultural al județului Sălaj, Tiberiu Marc, președintele Consiliului Județean Sălaj, a afirmat că numai împreună putem valorifica patrimoniul județului, adăugând că la noi în județ sunt lucruri unice care merită vizitate. Cred că numai împreună putem să valorificăm acest patrimoniu care există, toată lumea spune că există, că e valoros, toată lumea spune că e valoros, sunt lucruri chiar unice aici în Sălaj, dar dacă le evaluăm din punct de vedere a interesului pentru turism, atunci semnalele sunt cele care sunt. La acțiunea participatele profesori, reprezentanța instituțiilor de cultură, Agenției pentru Protecția Mediului Sălaj, dar și reprezentanții instituțiilor partenere în acest proiect. Trebuie spus de asemenea că participanților la masă rotundă le-a fost aplicat și un chestionar cu mai multe întrebări.